găsiți și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Pentru că am rămas cu niște hrean curățat, 3 bucățele, nu cine știe ce, m-am gândit să-l rad și să-l pun pentru iarnă într-un borcanel. Și dacă tot o fac, zic, hai să vă arăt că poate na. O fi care, cineva care nu știe, care n-a mai pus, sau poate pune altfel și rețeta mea e mai ușoară și îl ajut. Ce voi face? Mi-am scos frumușel, mașinuca de ras. Am așa o jucărie, ca să nu stau să mă chinui foarte mult, să-mi dau degetele. Și mă voi apuca să le rad pe răzătoarea mică. Bun. Am tăiat hreanul și mai micuț. Aruncăm frumușel aici. Și ne apucăm să-l dăm, cu grijă să nu stăm prea aproape, că vai de nas de ochii noștri. Fac un pic de zgomot să vă arăt, după care revin când totul e gata. El este strâns aici, în interior. De-abia când se umple, curge. Este foarte fin făcut și atunci este în interior până se umple. Am terminat de dat hreanul. Hai să văd cât a ieșit. Voi pune așa, o linguriță de sare, una de zahăr și l-amestec un pic. Am zis totuși să-l las pe cântar. Pun 10 grame, deci o linguriță de... Vreau să văd cât. O linguriță mai cu vârf de zahăr. O linguriță de sare. Tot așa, vreo 10 grame. Îl amestecăm și îl lăsăm un minut, două. L-am împărțit în două. O parte îl voi face cu puțină apă, deci simplu, pentru a-l ține în frigider și a-l consuma. Iar cel de aici îl vom face cu smântână și un pic de apă fiartă. Amestecăm bine. Așa devine și mai cremos. Se topește bine și zahărul și sarea. Și gata. E bun de pus la borcan. După cine plâng? Ia ziceți. De ce crimă și pedeapsă? Asta trebuie făcut când ești răcit. În cel de-al doilea, cum am spus, voi pune smântână. La început atât. Și e de ajuns. Amândouă vor intra la borcane și la frigider. Deci și-au ieșit două borcanele super mici. La cât hrean aș mânca iarna, e foarte sănătos. Dar numai iarna pot să mănânc hrean și eu și ei mei. Vreau să spun că eu l-am pus pentru consum imediat, deci nu să-l țin în magazie toată iarna, ci să-l țin în frigider și zi de zi să scoatem, să luăm câte o dușcă, ca să zic așa, o linguriță. Fugim în curte, dăm 5 tururi de curte, facem și mișcare cu ocazia asta. M-a desfundat și în urechile pe care nu le am. Atât de tare este. Cel cu
sare, zahăr și puțină apă, cel cu smântână. La frigider și vom avea tăiarna lângă un rasol, lângă o friptură, mamă, mamă, nebunie o să fie. Mulțumesc că v-ați uitat și astăzi la mine și că ați stat cu mine în bucătăria termitelor. Vă aștept și mâine la o nouă rețetă și vă pup!